Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem în rezervația naturală din satul Botoroci, comuna Dănești, de pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare. Acum, la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, apare această minunată floare, floarea de șah sau laleaua pestriță. Ce drăguță e! Da, dar este protejată de lege, că e rară. Sunt foarte puține locuri unde o mai găsim. Să nu calci. Ia uitați. Din ce în ce mai multe. Am înțepat un copăcel. Aoleu, un ghimpost. Ai grijă la ghimpost. Da, zona e mlăștinoasă. De asta se și fac. Oare? Da, că le trebuie umiditate. Place apa? Da, se mai numește și floarea de șah. De? De șah. Pentru că au așa picățelele astea. Sau floarea bibilică. Că miroasa blană de... Da. Nu te cred. E nasul de una. Da. Ia uză-le. Sunt niște păsări de baltă. Foarte frumoase sunt. Da, pentru că sunt așa multe. Da. Ca într-o seră cu lalele. E plină și sunt câteva. Dacă nu zeci de mii. Da, sunt frumoase.
pădure de stejar avem aici. Da. Nu e foarte mult. Și un lăsăriș. Și un loc mlăștinos. Da. Au nevoie de foarte multă umiditate. Da. Doricelele. Parcă ar fi mai bine așa pe aici. Nu, eu văd o potecă. Și eu văd o potecă pe aici. Eu văd o potecă aici. Bine, hai că o luăm pe acolo. Cam aceasta a fost plimbarea noastră de astăzi. Dacă vă place canalul nostru, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, un like. Bye bye!